Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit. Așa cum promiteam cu câteva ediții a emisiunii în urmă, la un moment dat spuneam că vom vorbi despre cele 5 stadii ale suferinței și uite că a venit momentul să o facem. Bineînțeles că sugestia a venit din partea unei bune prietene ale mele, e vorba de Edith Cadar, care este din nou în platoul televiziunii Arad, bine ai venit. Atunci nu mai știu despre ce vorbeam și ai adus vorba tu despre cele 5 stadii ale suferinței. Despre ce era vorba? Despre cele 5 răni ale sufletului. Aha. Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, bine ați vă dau. Deci am vorbit atunci despre cele 5 răni ale sufletului care provin din suferință. Uh-huh. Apropo de aceste 5 stadii ale suferinței, ele au fost cumva denumite de o doamnă doctor, psihiatru, am înțeles, se numește Elizabeth Kubler-Ross. Asta este cartea în care găsiți multe detalii despre acest lucru. Cum a apărut cartea? De ce s-a hotărât această doamnă să le denumească așa aceste stadii ale suferinței? Ne spune Edith. Elizabeth Kubler-Ross este un psihiatru de origine elvețiană care s-a mutat în America, s-a căsătorit cu un american și ea ar fi vrut să facă pediatria, să urmeze pediatria, dar pentru că era însărcinată nu erau admise viitoare mămici la pediatrie. De ce? Pentru că să nu ia bolile pe care le au copii în acea perioadă, și atunci a ales să facă psihiatrie. Fiind o persoană foarte curioasă, făcând psihiatrie, s-a specializat pe un domeniu pe care toți psihiatrii l-au evitat. A început să vorbească cu pacienți care sunt în moarte, deci în stadiu terminal de boală. Și a vorbit atât cu pacienții aflați în stadiu terminal de boală, cât și cu aparținătorii. Și în urma multor studii, ea a ajuns să observe niște stadii ale suferinței. Doamna Elizabeth Kubler-Ross a povestit despre stadiile suferinței la modul general, suferința boală. Dar aceste stadii ale suferinței, dragii mei, pot să fie aplicate în toate situațiile de suferință. Și acum ajungem la unul dintre domeniile despre care nu se vorbește. Sau se vorbește minciuni, din punctul meu de vedere. Sunt două domenii unde, despre care nu vorbim sau despre care mințim grupa mare. Unul este sexul și doi este moartea. Deci despre acestea nu discutăm, sunt subiecte tabu. Despre moarte știm să vorbim la modul general, despre suferință vorbim la modul general, vai ce mult sufăr, dar niciodată nu stăm să ne gândim să intrăm puțin pe tărâmul suferinței și să vedem ce se întâmplă și cum. Suferința, dragii mei, poate nu trebuie să ai vreo problemă, vreo boală, dar sunt sigură că cel puțin odată în viață ai suferit de ceva. Fie că te-ai despărțit, fie că ai pierdut ceva sau pe cineva, fie că ți s-a luat ceva. Ai fost nedreptățită. Deci suferința apare în momentul în care ni se schimbă realitatea, Codruța și dragii mei. Asta este suferința. Elizabeth Kubler-Ross a vorbit la modul general despre pacienții în stadiu terminal, dar nu uita că moartea poate să fie aplicată ca termen și schimbării. Moartea unei etape a vieții noastre și începutul unei alte vieți. Foarte interesant. Dacă tot veni vorba, uite, mi-a venit acum o idee și trebuie neapărat să o pronunț. Deci ai că e vorba de schimbare. Uite, despre schimbare, ce zici? Vorbim data viitoare despre schimbare? Despre cât de greu ne este, de fapt, să ne schimbăm? Că toată lumea spune sau că ar trebui să...
să se schimbe ceva. Suntem nemulțumiți de cele mai multe ori, acum fac o paranteză, de cei din jurul nostru și atunci avem pretenția ca ei să se schimbe, uitând că, de fapt, schimbarea trebuie să vină de la noi. Acum, după cum e și sloganul emisiunii, da? Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Să știi că îți mulțumesc frumos că ai adus în discuție, pentru că și eu voiam să îți propun. Ai văzut gând la gând. Exact despre asta, exact pornind de la sloganul emisiunii, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și este unul dintre sloganurile cel mai des amintite, dar cred că cel mai superficial înțeles. Ceva la genul, da, ce frumos sună, da, altcineva să facă, știi? Ori suferința apare în momentul în care noi refuzăm să facem schimbarea. Sau opunem rezistență. Opunem rezistență. Și problema apare de obicei atunci când vrem ca celălalt să se schimbe. Despre asta, într-adevăr, merită o discuție și merită și prin faptul că rezistența la schimbare aduce niște boli. Anumite boli despre care vom vorbi. Dar acum revenind, este vorba de orice formă de suferință. Că îi spunem suferință, că îi spunem jale, că îi spunem doliu, că îi spunem dor, că îi spunem durere, că îi spunem tristețe, că îi spunem regret, amărăciune. Sunt sinonime ale suferinței și sunt sigură, 100% sigură că ai trecut cel puțin o dată în viață prin acest stadiu. Problema este când trecem prin acest stadiu în copilărie și încă n-am rezolvat acea problemă. Când ai senzația și trec în revistă acum foarte rapid cele 5 răni. Deci respingerea cu masca fugarului, abandonul cu masca dependentului. Deci copiii, acestea sunt răni din copilărie care provoacă suferințe, dragii mei. Este trădarea, care este, are ca și mască dominatorul. Este umilința, umilirea, care are ca și mască masochistul. Și nedreptatea, care are ca și mască rigidul. Deci este, aceste suferințe sunt din copilărie. Noi refuzăm să le vedem aceste lucruri. Dar acestea nu dispar niciodată, dragul meu și draga mea. Te rog frumos să înțelegi, dacă tu negi această suferință, nu înseamnă că ea va dispărea vreodată, ever va dispărea, nu. Ea se va depozita undeva în corpul tău, ceea ce se numește somatizare. Deci somatizare la un moment dat va ieși la suprafață sub forma unei boli, acea suferință. Și care, dragii mei, când iese la suprafață? Ciclic. Când se împlinește o anumită perioadă. Să zicem, copilului s-a întâmplat ceva la 10 ani, la 20 de ani, exact peste 10 ani, îi se întâmplă ceva care actualizează suferința. Problema cu acest subiect este faptul că oamenii neagă suferința sau o traduc, o transformă, eu nu sufăr, eu nu am niciun fel de problemă, da, e problema aia. Și o să vezi că acesta este chiar primul stadiu al suferinței. De? Bun, ni se întâmplă ceva la o anumită vârstă. Când începem să ne scăpăm de acea suferință, în momentul în care o conștientizăm? Sau e nevoie de mai mult? Este nevoie de mai mult. De aceea și munca extraordinară a doctorului Elizabeth Kubler-Ross este fantastic. Este fantastică. Gândiți-vă, dragii mei, că această carte despre moarte și a muri, cartea aceasta pe care v-a arătat-o, Codruța, a fost scrisă în anul 1969. Elizabeth Kubler-Ross a fost foarte contestată. De ce? Pentru că a intrat pe un tărâm, așa cum v-am spus, tabu al morții. Adică e un teren tabu și acum, dragii mei. Pentru că gândește-te la un lucru. Gândește-te că cineva din familie este pe moarte. S-ar putea să fi trecut prin așa ceva sau să fi auzit.
despre cineva. Eu am întâlnit situațiile astea și am trecut prin ele. Deci gândește-te că ai pe cineva care este pe moarte. Știi ce aud frecvent? A, păi eu nu pot să intru în camera acolo. Deci omul este muribund și este lăsat singur. De ce? Pentru că eu nu pot să-l văd pe omul ăla că suferă atât de mult. Serios? Dar despre tine este vorba în propoziție. Dar ăla că moare singur, părăsit, respins, are respingere, abandon, trădare, umilire și nedreptate. Pe toate cinci îi le faci. Pentru că nu vrei să stai lângă el. De ce? Pentru că îl condiționezi. Nu mai este sănătos. Eu sufăr foarte mult. Dar el cum? Ce face? Și oamenii în fața morții, draga mea, se închid. Se închid. Am văzut acest lucru. Nu vor să comunice. Nu că nu vor sau nu pot, nu vor să-i deranjeze pe cei care rămân în viață. Se simt trădați. Pentru că ceva la genul, băi, am fost toată viața, ok, am fost cu familia aceasta. Și acum nu pot să stea cu mine pentru că nu suportă, vezi, Doamne, vai de mine ce mult suferă. Și sunt foarte mulți care mor, nu mă refer la cei care mor în terapie intensivă, pentru că acolo sunt programe, nu te lasă să intri. Așa s-a întâmplat cu mama mea, deci nu te lasă să intri acolo. Dar vorbesc despre cei care sunt acasă și suferă, au boli din acestea în stadiu terminal. Și nu mai vine nimeni la ei că eu nu știu cum să vorbesc cu ei. Și mai este încă un aspect, când îți moare cineva apropiat, prietenii nu te sună. Știi de ce? Dar eu nu știu cum să vorbesc cu persoana aia. Și persoana respectivă se simte respinsă, abandonată, trădată, umilită și nedreptățită. Deci e vorba despre suferință. E o suferință, omul ăla a pierdut pe cineva și a pierdut soțul, soția, mama, tata, copilul. Măi, nu-l mai părăsi și tu doar pentru că nu știi cum să te comporți în fața inevitabilului. Bun, hai să vedem cum ar trebui să se comporte o persoană în fața inevitabilului. Pentru că, într-adevăr, e destul de complicat. Când vezi pe cineva că suferă, să fie alături de el, așa cum spui tu. Pentru că ori nu găsești cuvintele, ori nu știi ce atitudine să ai, păi, nu știi cum să procedezi ca să nu-l deranjezi, că până la urmă cred că cam pe acolo e, da? Dar nu deranjezi, că tocmai asta este chestia, că e credința noastră a celor din exterior că eu îl deranjez pe ăla. Dar ăla săracul de-abia așteaptă să vină cineva să vorbească cu el. Nici nu trebuie să vorbești cu el, trebuie doar să te duci și să-i pui mâna pe spate. Și atâta să-i spui, sunt aici. Nimic altceva nu trebuie să faci, Codruța. Problema noastră, aici mă includ și pe mine, mi-a fost foarte greu. Faptul că sunt medic și sunt terapeut m-a învățat să întâlnesc moartea. Dar cea mai mare problemă este că noi considerăm moartea ceva groaznic. Oamenii, ok, nu este plăcută, dar face parte din viață. Și atât timp cât noi nu acceptăm să vorbim despre moarte în timpul vieții, va fi o chestie cucubau. Nu vorbim despre asta niciodată. No. E ca și cum sunt secretele alea. Nu discutăm, nu nimic, ca Dumnezeu cu mila ce iese în momentul respectiv. Deci, prima idee ar fi ca noi să putem să discutăm deschis despre lucrurile astea. Deci, când mama mea s-a îmbolnăvit, eu și cu taică meu și cu fratele meu am stat pur și simplu la discuții. În primul rând cu fratele meu și după aceea l-am atras și pe tata. Tata în prima fază a zis nu. Și am zis nu, vii aici. Pentru că suntem împreună. Împreună trebuie să trecem. Împreună trebuie să luăm hotărârile. Împreună vedem ce anume facem. Este infernal de greu. N-a spus nimeni că este ușor. Dar gândiți-vă că sunt multe situații și multe lucruri pe care le facem în viață, dragii mei, care sunt infinit mai grele. Deci, infinit mai grele în acel moment. Ori, îți dau exemplu, vin la mine pacienți. De fapt, aparținători a unor pacienți cu boală în stadiu terminal. Și sunt disperați. Te rog, vă rog frumos, vă rog, ajutați-l, cum puteți. Sigur,
dacă, deci un terapeut care nu are moralitate și nu are frică de Dumnezeu și de karmă, zice, sigur, eu ți-l fac bine, deși știe foarte clar că nu se mai poate face nimic. Fac o mică paranteză, dragii mei, înainte de moarte, înainte de moartea oricui, sufletul ia hotărârea că pleacă. Vă rog, nu mai începeți cu chestii de genul, vai de mine, ce mi-a făcut Dumnezeu, și o să vedeți că ăsta este un stadiu al suferinței. Deci, nu v-a făcut nimeni nimic. Nu mai fiți egoiști să vă arogați vouă, vai, mi-a luat Dumnezeu mama, tata, copilul și așa mai departe. Sufletul acelui om a hotărât că pleacă. Deci, vă rog foarte frumos, că mă credeți, că nu mă credeți, este treaba voastră, fiți în primul stadiu al suferinței, negarea. Deci, atunci când începem să vedem anumite lucruri, că se întâmplă, e foarte important să înțelegem că există un point of no return. Tu poți să o lălăi, cum se spune, cu boala până la un anumit moment. Când la un moment dat corpul tău fizic nu mai face față și sufletul hotărăște că nu mai vrea să locuiască într-o casă dărăpânată. De ce? Pentru că nu ai știut să ai grijă de tine. Totul este rezultatul hotărârilor pe care le-ai luat de-a lungul vieții. Și în momentul acela, cu 6 săptămâni înainte de a muri, sufletul ia hotărârea, gata, voi pleca. Mai ai din astea 6 săptămâni, 4 săptămâni în care poți să te întorci cu credință. Doamne, indiferent de religie. Dar în ultimele 2 săptămâni, Codruța, e point of no return. Deja atunci încep să vezi rudele care sunt moarte deja. Deci astea sunt studii făcute, nu sunt buhuhuri, înțelegi? Și prima chestie care teoretic trebuie să o faci și este foarte grea, este cea mai grea parte a muncii mele cu oamenii, să vorbești cu aparținătorii și să-i spui, lasă-l. Lasă-l să plece. Nu. Lasă-l, omule, că nu mai este, deja e muribund. Nu te mai du la oameni care ți-ar lua banii oricum în orice situație. Acceptă. Și acum ajungem la stadii. Primul stadiu al suferinței, repet, orice formă de suferință. Noi am dus-o acum la extrem, la moarte, dar gândiți-vă când te părăsește soțul, soția, pierzi un job, orice. Primul stadiu este negarea. Nu, nu e adevărat. Nu, mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Da, de unde? Nu este adevărat, e negarea. Nu, oricui altcuiva îi se întâmplă, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Eu nu am boala asta. Părinții mei sau oricine nu are boala asta. Nu, eu nu am putut să fiu dată afară din jobul ăsta. Pentru că, deci nu se poate, nu există așa ceva. Este primul stadiu de negare. Este șocul acela foarte, foarte mare. Deci foarte, foarte mare. Deci așa cum v-am spus, sunt 5 stadii ale suferinței. Este negare, furie, târguială, depresie și acceptare. Primul este negarea. Gândiți-vă de câte ori vi s-a întâmplat ceva și ați zis, da, de unde? Nu. Kubler-Ross a fost foarte contestată la un moment dat de către colegii medici, pentru că ei au luat aceste 5 stadii mot-a-mo. Ceva la genul, ok, toată lumea trebuie să treacă în ordine prin cele 5 stadii, ori nu este adevărat. Tu poți să rămâi în primul stadiu de negare. Și să nu mai pleci de acolo? Să nu mai pleci de acolo. Uh-huh. Și mori în stadiu, da, de unde? Nu. Știi? Majoritatea ajung la al doilea. Acolo se blochează. Dar primul este negarea. Nu, mie nu mi se poate întâmpla. Aici apare chestia că viața este nedreaptă, Dumnezeu este nedrept. Deci o chestie de genul ăsta. Oricui se poate întâmpla, sigur s-a greșit diagnosticul, sigur e o conspirație a doctorilor ca să scoată bani de pe mine. Știi? Stadiu de negare.
Nu, eu n-am făcut absolut nimic să mă părăsească soțul. Nu, eu sunt perfectă. Vai, voi ați văzut ce perfectă sunt. El este de vină la tot. Sau invers, soțul pentru soție. Sau orice, gândiți-vă la orice. Primul stadiu este negarea. Nu. Să știi că și când vin pacienți la mine, indiferent de problemele pentru care vin la mine, majoritatea au aceeași chestie. Nu. Nu. Zic, mă, dar serios, de ce mai venit la mine? De ce pierzi vremea? Nu pentru că eu le știu pe toate, ci pentru că știu că n-ai venit degeaba la mine. Știu că ai venit, că ai niște probleme. Nu, eu n-am nicio problemă. Știi cum îți dai seama de negare? Când îți spune, eu nu am nicio problemă și el este la tine acolo. Bun, și cum motivează vizita la tine? Dacă nu au nicio fel de problemă. Sunt în stare de negare. Păi eu am venit la dumneavoastră, da? Și atunci ei accesează al doilea stadiu. Furia. Se enervează. Exact. Furia, știi? Păi eu am venit la dumneavoastră, dar cu dumneavoastră nu se poate discuta. Înțelegi? Și ăsta este stadiu, furia, obligatoriu, dragii mei, obligatoriu pentru vindecare, pentru tratament. Uh-huh. Știi de ce? Pentru că suferința înseamnă furie foarte multă depozitată acolo. Nedreptate, furie, încrâncenare, frici. Și nu le poți scoate, om bun, nu le poți scoate afară, zen. Te rog frumos, eliberează-te de frici și de furii. De ce la spun? Că deja se uită așa la tine, știi? O chestie de genul ăsta, știi? Adică, ce ai pățit? Ca să poți să scoți afară suferința, Codruța și dragii mei, tu trebuie să-l aduci pe om la acel stadiu care i-a produs suferința. Ori ție, când îți moare cineva apropiat, te părăsește cineva apropiat, pierzi un job foarte important, care este starea ta? De furie. Și ca să îl scoți din stadiu, să-l ajuți, tu trebuie să-l înfurii pe om. Trebuie să-l cumva să-l stârnești, să-și manifeste. Trebuie să-l stârnești ca să se manifeste. Exact. Pentru că acea furie n-a ieșit niciodată de acolo. Știi cum îți dai seama că nu a ieșit furia de acolo? Atunci când și după 5 ani tu povestești la fel de încrâncenat despre o chestie care s-a întâmplat în urmă cu mulți ani. Mm-hmm. Înțelegi? Și o furie reprimată? Vai de capul meu. Deci furia reprimată produce tot ce înseamnă patologie de fiere, de colecist și de ficat și de pancreas. Canale biliare, ducte pancreatice. Sunt acele crize majore de fiere cu hepatită. Deci hepatita este faza de vindecare a unei crize foarte mari de furie și pancreatita. Și mai este încă un aspect, deci este un mic sphincter, se numește ODI, la intrarea în intestin, care drenează bila, fierea, pe acolo intră în intestin. Ori atunci când ai furie, nu poți să înghiți ceea ce ți s-a întâmplat, înțelegi? Ești ranchiună. Înțelegi? Deci, și frică, pentru că nu mă descurc, când toate astea sunt acolo, se adună toate într-un singur loc, pentru că altfel ai muri să le faci pe toate patru. Și faci odită, se numește, de la sfincter, odi, e nume propriu. Și acelea sunt aceste dureri în această zonă, dragii mei, și nu vă găsește nimeni nimic. Puteți să vă faceți oricât de multe investigații. Uh-huh. Nu vă găsește absolut nimeni nimic, dar este acea furie, suferința care este acolo depozitată și pe care o negăm și ne-o apărăm și ne-o iubim foarte mult. O să-mi spui cum să iubesc suferința și furia. O iubești pentru că nu-i dai drumul. Deci, cui nu-i dai drumul? Cuiva pe care în sinea ta îl iubești. Pentru că altfel, când îmi spui, eu mă duc și mă rog la Dumnezeu să îmi ia furia. Da, ce-i Dumnezeu? Serios. E furia ta. E în celulele tale. Dumnezeu e iubire. Da, poți să-ți iubești furia. Dar pentru asta trebuie un nivel de conștiință foarte ridicat. Aici nu este o chestie de comparație, aici este o chestie de clasa întâia și
clasa 12-a, înțelegi? Deci trebuie să ai un nivel de cunoaștere pentru ca tu să poți să îți accesezi furia. Gândiți-vă la un singur lucru, dragii mei, cât de multă minciună manipulăm noi, cât de multă minciună ducem. Gândiți-vă la un simplu fapt. Majoritatea spuneți, eu nu înjur. Vai, dar cum vorbiți așa? Serios? Tu ți-ai auzit vreodată gândurile? Ți-ai auzit vreodată ce spui acolo în tine? A, că spui de pui și de pisici și așa mai departe, nicio problemă. Dar nu pot să cred că ești atât de fals, falsă, de ipocrit, ipocrită, încât să nu știi ce cuvânt și ce cuvinte înlocuiesc aceste animăluțe drăguțe. Serios? Adică suntem atât de preocupați de formă, Codruța și dragii mei, încât alegem inconștient să murim, să ne îmbolnăvim, decât să dăm afară furia aia. Băi, dă afară furia aia. E obligatoriu, este un stadiu obligatoriu, Codruța și dragii mei, furia. Deci, este, dacă în primul stadiu de negare se intră așa ca într-o amorțeală, e ca și cum realitatea ta s-a schimbat definitiv. Furia apare tocmai pentru că ți s-a schimbat realitatea, nu poți să accesi. Bă, stai, mă, un pic, adică, cum îmi dispare mama, îmi dispare locul de muncă, jobul, adică, stai un pic, știi? Deci își construiește o altă realitate. Furia din această cauză vine. Și să știți, dragii mei, că psihologii, psihiatrii, deci s-a făcut studiu la nivel mondial și s-a ajuns la concluzia că furia este obligatorie ca să poți să treci peste suferință. Și cred că are un rol foarte important și în a accepta schimbarea. Exact. Și este obligatoriu să scoți afară furia respectivă. Uh-huh. Sunt tot felul de terapii de a scoate afară furia. Știi ce mi se spune? Nu, eu nu sunt furioasă. Eu nu sunt furios. Bă, faci criză de fiere. Da, nu ești furios. Nu. Ok, na, ești în negare. Se întoarce din nou la negare. Deci, de-aia ți-am spus, exact cum spunea și Kubler-Ross, nu au o ordine. Tu poți să revii negare, furie, negare, furie. Nu treci mai departe. Știi? Pentru că furia devine în sine, știi ce se întâmplă? Furia te ține conectat la realitate. Depinde de tine. Doar că știi ce înseamnă furie? Înseamnă adrenalină la maxim. Și la un moment dat este ca și cum te duci cu mașina și ai uitat piciorul pe accelerație. Și la un moment dat corpul tău nu mai are rezerve. Și faci poc la un moment dat. Faci o pancreatită, troznești o pancreatită, faci o boală Crohn, faci deci orice altceva pe tubul digestiv. E momentul la furie când începe chestia asta cu de ce eu, de ce mie mi se întâmplă? Unde a fost Dumnezeu în toată chestia asta? Omul începe să își pună întrebări legate de credința lui, de dumnezeire, de absolut de tot. Unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce pe ăia răi îi ține și pe ăștia buni? Este stadiu de furie. Și acel stadiu de furie trebuie scos afară. Dă-ți voie să fii furios. Dă-ți voie să te duci să faci ceva, să scapi de furia asta. Poți să te duci să urli afară, să nu deranjezi pe nimeni într-o pădure. Poți să te duci la cineva care are lemne de tăiat și să-i spui, lasă-mă să-ți tai lemnele, și în acele lemne să pui toată furia ta acolo. Poți să te duci să iei minge și să dai cu mingea aia, înțelegi? Deci scoate afară furia aia, omule, du-te la terapeuți, du-te. Nu te du, eu citesc cărți și mă voi transforma în zenul întruchipat. Nu poți, nu se poate, dragul meu, nu se poate, te îmbolnăvești. Un om cu boli pe zona asta de pancreas, ficat, digestie, fiere, e plin de furii. Și dacă vă uitați, dragii mei, furia se depozitează undeva aici,
Dai să văd dacă se vede. Se vede. Deci aici așa se depozitează. Uh-huh. Facem colăcei aici. Mulți îmi spun aici este furia depozitată la nivel de celule. Este somatizare. E o chestie cunoscută. Știi? De-aia v-am spus, este furia blocată provoacă ravagii în sănătatea noastră. Și de ce nu dăm afară furia? Pentru că e vorba despre educație. Și avem o chestie foarte interesantă în momentul ăsta. Este educație versus adevăr. Mă, eu aș spune ce am, dar nu-i frumos. Deci, nu-i frumos din ce punct de vedere? Ca să nu-l deranjez pe ăla. Deci, mai bine mă deranjez eu pe mine și devin așa, ca un butoi cu pulbere, care va exploda la un moment dat, dar nu, mai bine explodez eu decât să deranjez pe celălalt. Păi, dragul meu și draga mea, tu poți să mori pentru că lui ăla tot e bine. Îmi pare rău că te scot acum din zona de confort. Da, da, asta este. Cu asta mă ocup. Asta e furia. Bun, și dacă trecem de faza asta cu furia, hai să spunem, o eliberăm sub o formă sau alta, depinde pe care o alegem, da, alegem. E bine, nu obligatoriu o eliberăm, este suficient să acceptăm că există. Asta e cel mai greu lucru. Să zici, da mă, sunt furioasă. Da mă, sunt furioasă. Auzi, Doamne, eu le spun la oameni, bă, du-te și ceartă-te cu Dumnezeu. Cum să mă cert cu Dumnezeu? Dar care ți-e problema? Pentru că oricum Dumnezeu este peste tot, da? Ok. Deci Dumnezeu nu știe la ce gândești și ce simți? Serios? Dragii mei, orice problemă emoțională se rezolvă doar prin verbalizare. Ascultați-mă ce vă spun. Numai verbalizând. Una este să-ți dai seama, da, uite, asta este problema, dar trebuie să verbalizezi. Este exact mecanismul spovedaniei. De-aia ajută spovedania, pentru că ai verbalizat-o. Trece din subconștient în inconștient în conștient. Și în momentul în care te-ai auzit, creierul zice, fii atent, că și-o dat seama. Aha, gata, rezolvăm problema. Dacă accepti faptul că ești furios, sau poți să nu accepti, dar există ceva, vrei să treci mai departe, știi? Să mergem la al treilea stadiu. Bun, mai vreau să te întreb ceva. Te rog. Scrisul nu ajută? Numai verbalizarea? Ba da, ajută scrisul. Sunt oameni care se eliberează în momentul când scriu. Da, și pun acolo toate gândurile, absolut tot, fără niciun fel de opreliște. Într-un jurnal, să spunem, foarte intim și care nu ajunge în mâinile nimănui. Acesta este și unul dintre sfaturile pe care le dau oamenilor care vin la mine și le spun, sunt două variante. Fie te duci acasă și începi să scrii, este un caiet care este numai al tău, nimeni nu ajunge la el, dar în care te rog frumos să scrii, nu așa, Dumnezeu mi-a adus în cale omul acesta care a fost extraordinar, și te cenzurezi inclusiv în scris. Am întâlnit situații de genul ăsta. Nu, dă-ți voie să scrii acolo tot. M-ai făcut să mă simt, a fost așa și așa și așa, Dumnezeule, m-am supărat. Deci, dacă ești sincer, uh-huh. Sau iei poza persoanei respective care ți-a produs această furie sau așa și o pui acolo, înțelegi? Și te cerți. Și te cerți. Ești acasă singur. Repet, singur, să nu zică lumea că... Asta e și frica oamenilor. O să zică ceilalți că ce să zică nu sunt pe treaba lor. Păi da, da, uh-huh. Chestia asta cu frica asta de ce o să zică ceilalți, cum e, cam, e foarte mișto pe Facebook chestia asta, frica ce o să zică ceilalți au omorât mai mulți oameni decât orice altă boală. Da, da. Deci, serios, când ești cu cuțitul la os, chiar nu faci absolut nimic, atât. Ești acasă singur, îți pui acolo un shot de tequila sau ce vrei tu și începi să spui, băi, m-ai scos din sărite, m-ai făcut să mă simt. Deci, ca să te eliberezi, trebuie să vorbești despre emoții. Nu-l faci în toate felurile pe Dumnezeu, că ești prost, ești tâmpit sau mai nu știu cine, pe altcineva. M-ai făcut să mă simt, vorbești despre emoțiile tale, de-abia atunci iese. Aha, aha. Deci, atunci iese tot. M-ai făcut să mă simt furioasă, m-ai făcut să mă simt mică, m-ai făcut să... Orice! Vorbești despre tine. Și începe să iasă și începe să vezi că parcă începe să respiri mai ușor, știi? De ce? Se eliberează diafragmul, zona asta, plexul solar, furia. Și există varianta
Deci ajungi la furie, da? Și există varianta că omul, trecem la stadiul al treilea, negociază. Auzi, doamne, fii atent. Dacă ajut să treacă peste, sau mă ajuți pe mine să trec peste examenul ăsta, eu îți promit că mă las de băut și de fumat și de orice altceva și mă fac copil cu minte. Înțelegi? Acum am exagerat, ca am să ne și amuzăm. Am mai auzit de astea, da. Dar dacă îl faci bine pe nu știu cine, îți promit că eu îmi schimb religia sau eu voi face nu știu cum, înțelegi? Deci e târguiala. De ce? Pentru că nevoia de a mă simți cât de cât valoros mă duce ca eu să discut inclusiv cu Dumnezeu. Până atunci am discutat cu el. Da, acum mă duc și discut cu el. Înțelegi? Și este momentul în care, fiind vorba despre negociere, este momentul obligatoriu prin care trebuie să treci. De-abia ăsta este stadiul, dragii mei, în care apare nevoia de schimbare. Când negociezi, când ești furios, nu mai auzi nimic, ai pitici pe creier. Dar când negociezi, deja vorbești și zici, dacă faci asta, eu am să mă schimb. Și automat accepti schimbarea. Automat accepti că poți să schimbi ceva. Da. Până atunci, neam. Deci, orice. Este vorba despre orice. Și de-aia v-am zis, suferința poate să fie și dependența de, nu știu, de țigări, de băutură, de alcool, furie, deci chestii de genul ăsta. Și de-abia când îți ajunge cuțitul la os, ajungi la negociere. Și este momentul, e obligatoriu să ajungi aici ca să poți să faci schimbarea. Uh-huh. Pentru că altfel, din cauza furiei, nu vezi absolut, nu vezi și nu auzi nimic. Toți sunt dușmani. În faza de furie, toți sunt dușmani, toți au ceva împotriva ta, apare paranoia, deci conspirațiile iudeo-masonice la nivel planetar, toate chestiile astea. Asta e tot în stadiul de negociere, apar mustrările de conștiință. Dacă aș fi făcut cu 5 minute mai repede, dacă l-aș fi dus mai repede cu 3 luni, dacă l-aș fi dus, stop! Tu nu ești Dumnezeu să hotărăști ceva pentru cineva. Am întâlnit situații în care oamenii bolnavi nu au vrut să facă tratamentul pe care l-a vrut familia. Dar familia, din prea multă iubire, n-a ținut cont și l-a dus cu forța pe om să facă orice tratament care a fost invaziv. De ce? Știa că o să moară din cauza acelui tratament, dar a vrut să le facă pe plac celor din familie. Și a murit omul. Și erau furioși după aceea, tot cei care l-au dus. Și a zis, de ce sunteți furioși? El nu a vrut să se ducă. Da, murea. Și așa, nu, discutam asta la înmormântarea omului. Și așa n-a murit, nu? Deci, de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că este extrem de incomod să vorbești despre acest subiect. Știu, dragii mei. Dar de-aia ceea ce fac este extraordinar, pentru că dacă reușiți să treceți peste ego, nu, eu nu discutez despre asta, nu, tu ești tâmpită, tu ești așa, tu ești așa, mi se spune, de exemplu, și în materialele mele, ești agresivă. Dragul meu și draga mea, este agresivitatea ta, din tine. Tu trebuie să mă auzi pe mine și dacă eu am reușit să stârnesc furia în tine, îți mulțumesc. Pentru că o scoți la suprafață și poți să ajungi, poți să negi. Nu e adevărat, dar o faci cu furie. Deci deja ești în stadiul respectiv. Deci aici este stadiul ăla de falsă speranță că poți să rezolvi problema. Și după aia cum ajungi în depresie? Și ajungi în depresie pentru că este, deci gândiți-vă așa și gândește-te așa, ne-am format o altă realitate. Așa. Oricine altcineva este de vină, eu nu, inclusiv discut cu Dumnezeu, și la un moment dat ajungi să-ți dai seama că nu se poate face nimic. Și este ca și cum tu te-ai mutat din realitatea ta într-o altă realitate, înțelegi? Și dintr-o dată
îți dai seama că această realitate pe care tu ți-ai creat-o este o iluzie care se sparge și rămâi undeva suspendat așa între realități. Iar creierul tău cum reacționează în acel moment, omule? Intră în depresie, care este un stadiu tot obligatoriu. Este ca și cum te readuni, te contracți din nou, pentru că până atunci te-ai dilatat. Acum te contracți, te aduni înapoi, unde ai fost. Și depresia este stadiul acela în care tu îți dai seama că nu ești Dumnezeu și nu ai ce să faci, trebuie să accepți. Este singura modalitate să te duci mai departe. Și este momentul, e golul ăla de trăire și de viitor, zice, când înțelegem că lucrurile s-au schimbat definitiv în viața noastră. Ăsta este depresia. E un stadiu obligatoriu al schimbării. Un stadiu de obișnuință cu noua schimbare sau cu noua realitate. Corect, dar este un stadiu obligatoriu. Uh-huh. Unii aleg să rămână în acest stadiu și fac tratamente la nesfârșit pentru depresie. Uh-huh. Pentru că nu vor să treacă, nu vor să vadă noua realitate. Am întâlnit situații de persoane care au suferit pentru că soțul le-a părăsit acum 30 de ani. Serios, erau în depresie că le-a părăsit acum 30 de ani. Serios? Nașpa, nu, ce să facem? Adică nu iau în derâdere lucrurile astea, dar înțelegeți că viața este făcută, nu putem să ajungem sus dacă nu suntem și jos. Iar dacă ești furios în acest moment, mă bucur pentru tine. Pentru că scoți afară, treci mai departe, negociază cu Dumnezeu, pentru ca după aceea să ajungi să te retragi. În stadiul de depresie, te izolezi. Nu mai vrei să auzi prietenii, nu mai vrei să auzi pe ăla. De ce? E o formă din asta de... Vreau să fiu singură, eu cu noua realitate. Vreau să văd chestiile astea. În acest stadiu pot să apară și gândurile suicidare. Eu, fără persoana respectivă, nu sunt nimic. Înțelegi? Ceea ce duce la altă problemă, dependență și atunci când avem aceste dependențe, știi, și adicții din astea de o persoană și de o situație. Deci nu ne putem vedea viața fără acea persoană sau fără acea situație. Dragii mei, dacă nu te poți gândi că și încă mai și spui, eu fără soțul meu și fără soția mea, am auzit chestia asta. Sunt zero, serios? Da, așa este. Și ajungem la ultimul stadiu, care este stadiul de acceptare. Uh-huh. Înțelegi? Îți dai seama că nu ai nimic altceva de făcut. Nu e vorba că accepți că a murit nu știu cine, ci accepți că poți să treci mai departe. Accepți că nu poți schimba și că toate au un sens. Ori ca să ajungi la acest stadiu, de aceea a fost atât de controversată Kubler-Ross, pentru că puțini ajung în stadiul de acceptare. Stadiul de acceptare, dragii mei, dacă vreți, este moartea egoului. Nu mai am așteptări. Nu mai am proiecții. Accept. Omul acceptă că o să moară. Eu accept că o să moară cineva apropiat. Și să știi, Codruța, persoanele apropiate cu care am discutat, cărora să le moară cineva apropiat, care au trecut prin toate acestea și au acceptat, au trecut foarte ușor peste moarte. Nu le este ușor, nu asta înseamnă că le-a fost tot una că a murit, ci au acceptat că hotărârea nu este a lor. Pentru că atunci când ești în furie, te crezi un mic Dumnezeu. Te crezi un mic Dumnezeu. Hai să întreb ceva. Da. Poți să treci prin, să spunem, primul stadiu, negare, mm-hmm, apoi furie și să mergi direct la acceptare? Categoric. Aici este vorba despre nivelul de conștiință, despre ce am discutat. Poți, de exemplu, să fii la un nivel de conștiință la care să sesizezi că ești în furie, deci aia înseamnă că ai fost deja în fază de negare, mm-hmm, știi? Chestiile alea de cum te simți? Bine? E negare. E negare. Și să zici, oh, stai, că am furie. Cine sunt eu să... Ok, accept. Dar nu doar să zici că accept, ci să și faci lucrul ăsta.
Rapid, așa ca și simptome ale suferinței, că poate să-ți dai seama, plâns, dureri de cap, insomnii, te întrebi care este sensul vieții și pui în balanță credința în Dumnezeu, te simți detașat de viață, de lume, te izolezi de prieteni și de familie, comportament anormal, ai griji, ai anxietate, frustrare, vină, oboseală, atacuri de panică, furie, lipsa poftei de mâncare, dureri și stres permanent. Și, deci, acestea sunt câteva simptome ale suferinței. Că tu nu îi spui suferință, că îi spui altfel, egal. Omule, te rog eu frumos, gândește-te, mai ascultă încă o dată emisiunea asta. Poate te ajută. Nu uita, suferința este un stadiu obligatoriu al schimbării. Că de-aia vreau să povestim și mulțumesc frumos că de propunere. Deci e un stadiu obligatoriu. Dacă nu ai suferi, ai rămâne acolo în comoditate. Este stresul ăla obligatoriu, altfel am rămâne imobili. Am rămâne, ne-am mulțumit cu puțin vorba respectivă și n-am mai crește. Dar lumea nu vede așa. Adică toată lumea, după câte am observat, aproape instinctiv încearcă să evite suferința. Indiferent despre ce suferință vorbim. Da, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că această suferință nu este dată cu dedicație specială din partea Universului, ci fie, dacă este în cazul lor, este ceva ce este rezultatul hotărârilor. Băi, opriți-vă să mai spuneți că voi nu sunteți de vină pentru nimic în viață. E viața voastră! Imaginați-ți că ești într-o casă. Vine cineva și îți dărâmă casa aia, tu trebuie să-l lași înăuntru. Și dacă intră pe geam, înseamnă că nu ți-ai protejat geamurile. Deci tu te protejezi. Tu ai grijă de tine. Deci e obligatoriu. Obligatorie schimbarea. Deci okay. Nu uita, omule, este negare, furie, negociere, este depresia și acceptarea. Te rog frumos, te rog eu frumos, ai înțelepciunea să accepți ceea ce ești. Îți mulțumesc tare mult, Edith. Vă mulțumesc și noastră pentru că ați fost alături de noi în seara asta. Interesantă emisiune, ca de obicei. Dar dacă vreți să vedeți concluziile doamnei doctor Elizabeth Kubler-Ross, vă recomand să vă procurați cartea. O găsiți în librării, nu cred că eu am comandat-o de pe net. Căutați-o, o veți găsi și eu zic că merită să o citiți. Despre moarte și a murit. Da, da. E o altă abordare în carte. Da. Adică Edith a și explicat. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc o seară plăcută. Ne vedem săptămâna viitoare, încercând să aflăm cât de maleabili suntem și cât de dornici să ne schimbăm. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.